Puteți să ne spuneți povestea noastră? Da, până să vin la dumneavoastră, mai făcusem un curs care nu am învățat așa de bine din el și mă gândeam să mă las. Și acum mai vreți să vă mai lăsați? Acum numai, că din ce da, de ce? Îmi place mai mult, pentru că de când am venit la dumneavoastră, nu știu, nu aveți căldura aceea de nu să țipă pe persoane, nu să vorbește restit și acum din ce în ce îmi place să vin la curs și să învăț mai bine. A, bună așa, bună așa. Dar ați învățat o ordine, de asta practic v-au ieșit unsurile, o să vedem și rezultatul final de azi. Da. Da? Da. Acum e mai multă siguranță pentru că avem acea ordine, da, corect? Da. Bun, bun. Haideți să vedem ce putem să facem în continuare, nu? Da, abia aștept. Perfect, perfect. Câți kilometri veniți dumneavoastră pentru cursul nostru? La kilometru 30. La kilometru 30? Da. Asta înseamnă 30 de kilometri până în București și din București până la noi mai sunt câțiva kilometri, nu? Da. Ok, asta înseamnă 30 ceva de kilometri. Cursul la noi, dar ce v-a atras la cursul nostru? Pe net, tot mai căutam, da. Și v-am văzut și mi-a plăcut cum ați introdus dumneavoastră, cum vorbeați acolo, cum explicați, cum aia și... V-a plăcut și că e un curs 1 la 1, da, cu profesor personal? A, deci asta vă doreați, da. Să fie cineva care să vă supravegheze, să vă îndrume pas cu pas, nu? Asta vă doreați. A, ok. Și am văzut exact ce vorbeați dumneavoastră acolo, ce explicați și... Nu am înțeles. Și de asta ați venit la noi, de la 30 ceva. Deci acolo, cum facem noi ca să îndreptăm? Ca să avem niște proporții corecte. Cum am zis noi că facem? Cum arcuim linia de ghidaj? Ok, și cum folosim lama ca să punctăm și să ne iasă? Nu, o secundă, cum punctăm? Ok, și folosim toată lama sau folosim doar colțul? Colțul. Ah, ok, deci folosim colțul. Ne imaginăm cam cum ar arăta semicercul ăsta și na, dacă luăm de aici un milimetru, doi, nu o să schimbe nimic, deci evit spatele urechii, ne imaginăm lateral asta pe jumătate, trei din spatele urechii, practic, merge spre spate și dacă mai avem de îndreptat și spre față, da? Ia să vedem, cum facem treaba asta? Doar să înțelegem de unde să pornim și cum să pornim, corect? Să vedem noi acum cum funcționează, funcționează. Și cum facem acolo să nu stricăm linia de ghidaj? Mergem cu colțul, da. Urechea o lăsăm în jos. Neapărat doar cu colțul, ci cu un sfert de lamă. Cu colțul doar dăm linia de ghidaj, da? Și aici... pierdut. Noi avem acolo niște puncte de reper stabilite de dinainte, da? Și acum doar le urmăm, e atât de simplu, totul haotic și avem puncte de reper. Exercițiile de acasă au ajutat? Da. Au ajutat mult, da? Deci, ce ziceam noi, că n-are nicio legătură vârsta cu ceea ce putem să facem, corect? Da. Și în plus de asta, oricum nu suntem prea bătrâni. Corect? Da. Bătrâni suntem după 85 de ani încolo. Eu așa consider. Asta sunteți de acord? Da. Da? Așa. Noi? Nu mai răsuciți acolo sus, cum făceați data trecută. Exercițiile v-au ajutat să faceți treaba asta. Și dacă acolo nu apăsăm, colțul stâng sau sfertul de lamă stâng, mai bine zis. Da? Așa, fără să apăsăm. M-am pierdut și bineînțeles acum lucrăm la aceste nuanțe. Mai ține minte care sunt aceste nuanțe pe care trebuie să le avem în pierdut? Da. Câte nuanțe? 3. Și negru. Unde este cel de alb? Alb aici. Ok. Cel de negru? Aici. Ok. Și cel de gri? Aici. Trebuie să-l obținem pe cel de gri, corect? Da. Bun, bun, bun. Bun. Și exact asta facem acum, nu? Da. Perfect. Ia să vedem, ne iese.